Agățăm, fraților, bine ați venit de fiecare secundă care trece, dar tot nu reușim. Într-adevăr, să-i pârlim pe telespectatori care erau deja instalați în fața televizoarelor, încercând să ne pirateze înainte ca noi să emitem. Erau destui ciocoi. Sigur, asta ar fi spus omul nostru. Erau deja destul de mulți, în orice caz. Ei, așa e, am spus și eu, măi. Așa nu pot să spun acum, măi, la voi, la televizor. Cum am spus eu când m-a sunat să vadă dacă am murit. Asta cu Neaimi, sigur, vreau să o defâsâim puțin. Așa nu e mare eroare. Finalmente e o chestiune care se întâmplă peste tot în lume. Păi, de exemplu, Bernard Tapie a fost omorât de 5 ori de televiziunile franceze până ca să moară definitiv și atunci informația a fost dată în exclusivitate de site-ul La Provence. Până atunci, de 5 ori l-au omorât TF1 odată, BFM TV de 2 ori, odată France Info. Sunt niște lucruri inerente astea pentru că ele vin cumva și din textele alea care sunt deja alocate viitorului decedat din timp și e treaba redacției până la urmă cum le manipulează. Dacă apeși pe un buton, sigur că poate să sară în aer informația mai repede decât era cazul. U Cluj, singura echipă care contează în Cluj-Napoca, mă tem că nu contează nici asta, domnul Marian. De consul, spuneți-ne un antrenor pentru CFR, dar nu și-au numit antrenor. Nu se vorbea de Mandorlini ăla. Dacă nu-i liber Mandurlini, atunci să găsească un alt italian. Tot un fel cer din ăsta, că doar au avut destui în ultima vreme. Sau dacă nu Neadan, să-l aducă înapoi pe Neadan. Bun, ia să vedem, domnul primar general, am candidat la primăria generală, dar n-am fost lăsat, a spus că mi s-a interzis candidatura. Sigur că ar fi fost un primar ideal. Cred că în ziua de astăzi ar fi candidat. Că toți anii ăștia ar fi continuat să rămână pe sticlă, ar fi candidat. Salutări din toată lumea, sănătate. Sheffield United o să conducă din minutul 3. Nu știu dacă ia doar 4. A conduce din minutul 3, cred că ia mai multe. Deși iată că Luton aseară n-a luat decât 2. Aia a fost peste Arsenal, cel puțin în prima repriză Luton. Bună echipă, extraordinară. E singura echipă pe care o cunosc din cele 5 campionate esențiale aflate în zona retrogradării și care nu-și merită soarta. Singura echipă este Luton. Nimic nu se compară cu imaginația unui 11-metrist. Așa sperăm și noi. Asta apropo de imaginea filmelor de pe Netflix, păi nu mai e nimic de văzut de multă vreme acolo. În orice caz, poate că unii se uită ca pe Voio sau ca pe Antena Play, pentru că nu mai e mare diferență între una și alta. Salutăm ieșirile dumneavoastră vis-a-vis de maghiarii din Covasna, Harghita și Târgu Mureș, spune domnul Silviu. Unde a fost bă Luton peste... Prima repriză, le-a ascuns mingea Arsenalului, vai de mama lor a fost. Într-adevăr, dar ăștia sunt Luton. Echipa care a marcat cele mai multe goluri în Premier League de la locul 12 în jos. Bună echipă, dar sigur că vedem venind retrogradarea fără nicio problemă. Vă spuneam și ieri, după victoria lui Nottingham, 3-1 cu Fulham, s-au făcut 3 puncte între ele, că astea sunt cele două dispute. Luton cu Nottingham, sigur nici Everton nu e foarte departe, dar nu o să pice Everton, evident, cum nu o să pice nici Udinese sau Villarreal. Și mai este bătălia dintre Aston Villa și Tottenham, o bătălie falsă, pentru că până la urmă probabil că se vor duce amândouă în ligă. Anglia urmând să aibă 5 echipe după nou coeficient. Vitesse cade după 36 de ani. A fost învinsă pe SUB la Nijmegen. Am văzut la un moment dat prima lor înfrângere din sezon în competiția internă. Că nu ne revenim pe mătrășirea care a avut loc ieri pe chat. Dar e definitivă. Sper că în următoarele 2 luni și jumătate omul nostru să iasă definitiv. Și că peste 3 ani din Brașov la Sighișoara se va face cu trenul doar o oră. Am crezut că se va face o zi. Doar o zi. Eu spun că peste 3 ani se va face doar o zi. Pentru că ulterior, peste 30 de ani, se va face o săptămână. Cum să se facă, mă, o oră?
Hai că doar nu interesează pe nimeni. Asta am mai auzit cu modernizările și cu... Păi și ce modernizări? Modernizările trebuiau făcute în anii 2000, cel mai târziu. Ca acum să avem deja 25 de ani de când funcționează linia. Ce să modernizeze? Păi și până acum de ce n-au modernizat? N-am avut minister de, al transportului, n-au fost bani sau ce? Povești! E an electoral și au zis că modernizează. Ce să modernizeze, tată? Deci niciodată n-a fost așa. Și pe vremea lui Ceaușescu, când trenurile mergeau bine în România, se făcea cam o oră 40. Brașov-Sighișoara, acum se fac 4 ore. Vă dați seama? Asta e România, bă. 4 ore. Atunci se făcea o oră 40, foarte mult, și atunci trenul nu avea oprire de obicei. Există doar o singură stație, adică Rupea, care poate să aibă o oprire pe distanța asta, cele mai multe trenuri nu opreau acolo. Râul Pocloș, asta ne-a scris cineva de Pocloș, întâmpla iarăși ceva cu el, iată, Maia, scrie, cred că arată mai rău decât orice alt fir de apă care traversează un oraș european. Salutări din Câmpia, din gara din Câmpia Turzii, da. Așa, așteptați verde către Cluj, bă. Da, că la Turda nu este gara. Sigur, trebuie să fie la Câmpia Turzii. O știm, gara, prea bine. Am staționat mii de ore în ea, îndreptându-ne sau plecând din Războie. Vâlcea Sibiu durează o eternitate, da, da. Pe calea ferată. Aia, nici nu cred că există așa ceva. Ce spuneți de imnul celor de la Sepsi? Nu l-am auzit. Toni Grațcu a sfințat din vorbe TVR-ul, o televiziune inutilă, asta spuneam și noi de ani de zile. De cum se va semna Haaland cu Barcelona? Se poate. N-am nicio informație în sensul ăsta, dar ar fi logic să plece la un moment dat de la City, care traversează așa o eră ca United-ul lui Ferguson-ul, câștiga numai Arsenal sau Manchester United titlul în Premier League, acum îl câștigă numai City. Gara mare din Târnăveni, asta totuși e ceva. Să te duci în Târnăveni cu trenul, e uluitor. Singura amintire în studenție mea la Cluj sunt trenurile care mereu s-au înfiorător, a pișat, scrie cineva. Gara totuși din Cluj nu era lamentabilă. Trenurile însă da, sigur. Gara era decentă totuși față de Brașov. Eu zic că Clujul avea o gară mai interesantă. Bonjour din Bondi. Asta e greu totuși. Bunele bonjour din Bondi. Și Mbappé. Bondi. Ajunge România în semifinale la Euro. Pentru asta ar trebui ca și din celelalte grupe să fie cam același stil de echipe. Nu prea mai sunt. România, Slovacia și Ucraina toate sunt în aceeași grupă. Cum ar fi la Guardiola să-i preia pe cei de la MES? Păi așa ar trebui să facă antrenorii ăștia. El să se ducă la MES și Klopp la Clermont, de exemplu. Să vedem ce se poate întâmpla. Prima Sport 1 este Mioveni, Gloria Buzău. Meci solid ăsta. Ruta Cluj, Târgu Mureș, Deda, era groaznică. Da, dar mai ales Târgu Mureș, Deda. Și Cluj, Târgu Mureș, dar aia numai pe segmentul Războieni, Târgu Mureș. Cluj, Războieni era bună, e linie electrică. După aia e catastrofală. Nu a apărut pe nicio platformă de știri. Radu Banciul, probabil Claus Iohannis, să răspundă la 10 cu vezi ce i-a răspuns președintele. Doamna Dina, da, așa e. Aia nu interesează pe ăștia, pentru că acolo nu sunt informațiile sau mediatizarea unor știri este importantă, ci doar cancanul. Aici nu era cancan. Cine ar transmite live sosirea unei turme de elefanți din Botswana, la care ar veni și la noi, cred că ar fi primiți. Toate televiziunile ar transmite. Unele dintre ele chiar ar nimeri și Botswana, să știți. Altele ne-ar arăta greșit pe hartă, așa cum și occidentalii ne arată greșit pe noi. De câte ori n-au mutat războiul din Ucraina la noi pe hărțile televiziunilor de știri din vest. Trenul Dragostei, fii atent, Teiuș-Costinești-Haltă, plecai la 20 din Teiuș și ajungeai la 8 în Costinești. Da,
Avea o noapte la dispoziție să-ți faci planurile pentru cel puțin o săptămână de nesomn. Păi cam așa plecau atunci toate. Nu știam că îi spune trenul dragostei, dar distanța era bună. Teiuș, Costinești, haltă. Da. Interesant. Dar nici al nostru, Târgu Mureș, Mangalia, ăla nu era rău deloc. Ăla nu trecea prin Teiuș. O lua pe partea cealaltă, pe la Deda. După aia trecea Harghita, Covazna, ajungea în Brașov, așa. Spusul lui Werner ar fi fost: du-te, mă, în chile cu întrebările tale. El n-are niciun pic de umor. N-are niciun. Și nici nu-și pierde vremea cu astea pentru că e prea înapoiat la gândire. N-ar fi dat un comunicat nici măcar ăia care se ocupă cu asta, așa sunt de neisprăviți. Arad, Mangalia, da, era peste, sigur. Dar noi nu-l prindeam pe ăla, deși nu știu dacă era. De fapt, nu era peste, că de la Arad la Mangalia, dacă venea în jos Timișoara, după aia spre Craiova, peisajul era doar acolo, un pic interesant, în Banat. În rest, nu era nimic de văzut. Pe când la noi erau două rânduri de munți, de străbătut, și după aia plus Bărăganul, Dobrogea, podul de la Cernavodă și ajungeai la mare. Din Arad, în Constanța, nu vedeai practic niciun rând important de munți. Doar niște sechele ale munților, vă spuneam, acolo în zona aia Banatului. Nu știu nimic de Napoli, nici nu știam că a venit. Din când în când îi se mai comunic, așa că e a 10-a, 11-a oară, nu știu pe unde. La Villefranche-sur-Saône, dacă a venit Klopp, de Villefranche-sur-Saône să-și ia de la un antrenor de ăsta, gen Laurent Guillot, da, care s-o ducă undeva în Ligue 2. Este meci de Cupa României, se joacă pe mai multe fronturi decât belgienii joacă în play-off. Da, avem Cupa României pe grupe. Este ceva teribil. Arad Mangalia a doua zi când se lumina, vedeai Giuleștiu, da, sigur. Timp petreceai mult în tren, dar nu era așa spectaculos ca Târgu Mureș Mangalia. Melodia zilei n-am determinat-o încă, pentru că, ați văzut, așteptăm propuneri de la doamnele astea de modă veche, o melodie din anii 50-60. Astăzi Rudi este odihnit. Vă spuneam ieri, o citeam în direct, practic, comunicatul. N-a fost selecționat Constantin Rudnitski. Da, a fost revocat frizerul, într-adevăr. O să vorbim un pic despre el la noapte, când trenul o să treacă de Psiculeni și de Miercurea Ciuc, în orice caz. De un circulat trenul la Pride, nu ne surprinde că nu mai există tren în direcția respectivă, cred că s-au desființat multe totuși. Diminețile albastre, copilul Anita, nu știm, cred că era un fake totuși asta cu Anita. No, bă, ea nu era nici măritată, nu țineți minte că ăla nici nu o cerea. E greu de crezut că dintr-o dată era și însărcinată și a și născut. Puține șanse să fie chiar așa. Argumentele sunt doar că ne-a părăsit și chipurile ar avea treabă în altă parte. E oficială echipa de diseară, absolut. Constantin Rudnitski n-a fost oprit în lot. E de la Rugină, credem noi, această odihnă intempestivă nu-l caracterizează pe Rudi. N-a fost convocat. Dar așa este firesc, ca la marile loturi. Așa aveam și noi pe vremuri un lot. Când s-a anunțat lotul cu o zi înaintea deplasării, 3-4 rămâneau pe din afară, dacă era tot lotul complet. Așa trebuie să fie și la noi. La câte scule sunt, uite că nu mai e loc și de Rudi. Salutări de pe malul Jiului de vest. Acolo era tot domozina. El nu se ducea la Petroșan, dar asta cu Jiu o știa. Cel mai bun antrenor la echipa lui Mititelu, adică la Craiova 48 ăia, n-are Gigi treaba acolo. Vede eclipsa de pe globul, de pe catedră. Da, asta e mai orientat aici spre Angola. Angola care a primit de la Botswana. Botswana nu se învecinează cu Angola, pentru că este despărțită de urechea aia a Namibiei. E ureche lungă, așa, care se întinde. Da,
lățimea acelei urechi în deșertul Kalahari este nulă. Deci, practic, granița angolezo-namibiano-botsuaneză este dată de niște firicele de nisip. Pe acolo se pare că s-au dus cei 8.000 de elefanți pe care Botswana i-a trimis către... Fantastic, bă! I-a trimis către Angola. Cascada Victoria, dar nu-i departe, în nord-estul Botswanei, cumva, acolo la granița cu Zambia, acolo și delta Okavango, capitala Gaborone, este foarte aproape de Pretoria și Johannesburg, lângă fluviul Limpopo. Salutări din câmpul lung moldovenesc, fundul Moldovei pentru cei cucernici. Ultima dată când am ajuns acolo la ei, eu m-am dus să le împușchi elefanță, mă. Dar numai că nu se mai putea împușca sub 100.000. 100.000 de euro, nu de lei, de euro. Și când m-am dus să împușc elefantul, mi-a zis la 200.000. Asta a fost, că zic că și nemțelăii, nu numai Ion Țiriac, au făcut tărăboi. Că nu mai lăsau botsuanezii să vină Porsche și Audi să împuște elefanții. Ăia dădeau și 200.000, că nu conta pentru poza aia pe Insta, în care se poza cu leșul elefantului. Nu i-a mai lăsat ăia. Și de aici e scandalul. Imediat s-a băgat neamțul, i-a atras atenția botsuanezilor că nu se pricep la nimic. Și atunci a sărit șeful statului și a zis, vă dau 20.000 de elefanți. Da, da, cum pot ajunge ei în Germania 20.000? Eu nu văd cam cum s-ar putea. Chiar și anesteziați toți, împăiați, tot nu poți să-i trimiți. Doi cursuri, cum a arătat campionatul european arbitrat doar de femei? Era interesant, apropo de asta, ce a zis Luisa Nesib, o fostă jucătoare a Naționala Franței, despre Madame Frappard. Toată viața ei a ratat meciurile pe care le conducea și că este un arbitru de cea mai proastă calitate, a zis Nesib, că nu știe decât un singur lucru. Când te apropii de ea să-i ceri socoteală pe teren, această Luisa Nesib a fost arbitrată de nenumărate ori de Madame Frappard și singurul lucru pe care îl spune când te apropii de ea să-i ceri socoteală este reculé, reculé. Adică mergeți înapoi, înapoi, hai, gata, valea, valea! Deci asta este Madame Frappard. Și a zis că, dincolo de faptul că orice femeie se oftică atunci când o ataci cu ceva, a zis bine Luisa Nesib, eu atac pe competențe, nu pentru faptul că e femeie. De la început, zice, vreau să mă delimitez, pe competențe vreau să discut, Madame Frappard e zero. Așa este. În orice caz, aseară, M. Buquet a luat 4, l-a dat un 11 metri gratuit lui PSG, și PSG și Lyon au avut penalti până la urmă acasă, în semifinalele cupei, după ce și tragerile la sorți au fost evident aranjate. Au jucat amândouă acasă, au avut amândouă 11 metri, au avut de grijă Madame Frappard și respectiv M. Buquet. Dar a ratat Bape. Mandanda a apărat, scrie L'Echipe astăzi, 16 penaltiuri din 82 în cariera lui. Eu am observat un singur lucru la Mandanda. Este mult mai norocos decât pe vremea când era la OM. Asta e singura diferență. Ieșim. Da, pauză de publicitate și ne întoarcem. Din nou pe micul ecran, fraților, cred că totuși asta cu Nea Giovanni, cu președintele Botswanei, da, putea să le propună zimbri la schimb cu elefanți, atâta doar că noi nu aveam zimbri și până la urmă nu le dădeam nimic. Ei ne dădeau elefanți și noi nu le mai dădeam nimic. Cred că stătea în picioare această variantă. Apoi asta cu zombii și cu Zambia e de Anita. Anita, dacă ar fi fost scoasă la tablă, să zicem, în timpul emisiunii, dar intempestiv, așa, fără vreo pregătire de aia de savarină înainte, întrebată în ce țară sunt zombii, ar fi stat un pic, s-ar fi gândit și cred că ar fi zis în Zambia, că cred că îi suna comun totuși numele ăsta de Zambia, după câte auzise pe la emisiune. United la Chelsea, nu cred că ia nicio boabă. Poate un gol, dar nu câștigă Chelsea.
A fi și culmea. Cel Sticker a ajuns pe 12, deci a stat peste 365 de zile pe locul 11. Fantastic, bă. Deci a ajuns ceva îngrozitor ca și club. S-a văzut și Maurizio Pochettino ce mare antrenor e. Deci este o catastrofă, Chelsea. Este cea mai mare dramă, practic, în Europa. Adică la ce bani au băgat, la ce se credea că fac. Ei nu mai reușesc să ajungă în prima jumătate sub nicio formă. Asta dramă, bă. Ok, pronostic la Lyon cu Nantes. În primul rând că se joacă fără spectatori. Și e Nantes cu Lyon. Nu e Lyon cu Nantes. United ar avea pe Melvin Bar, aici ai scris un pic greșit. Da, are meciuri bune. Bar, ăsta în altele e ridicol. Sigur. Asta, domnul corespondent, asta apropo de Luisa Nesib, tocmai cu atât mai important este faptul că a jucat la Lyon și a avut, într-adevăr, o ieșire remarcabilă la adresa madamei Frapar. Adică a spus, cum să dai 11 metri la un contact când amândoi să țin în careu la 0-0 cum a dat ea? Deci vorbea despre madame Frapar, Luisa Nesib, cam cum ar vorbi fetele de la 16 plus despre Elena Ceaușescu. Adică fără niciun fel de considerent enorm. Nu? Chelsea este chiar sub Newcastle, exact. Este chiar sub Newcastle, Newcastle care l-are pe Isak ăsta. Da, un jucător totuși teribil, într-adevăr. Tu cu Corea, bă, a fost relansat astăzi la conferința de presă de Jean-Louis Gasset, care a spus că îi va veni și lui rândul, probabil la câteva minute, și că nu va mai juca pe marginile terenului, și va juca undeva în spatele vârfului. El e prost oricum, tu cu Corea, dar numai ideea că ar putea să revină pe teren ne îngrozește. E posibil ca doamna Viorela să fie deghizată în Motanu Tomiță? Motanu Tomiță e sfânt, e departe. Beluța, toate astea sunt într-o altă lume. Câștigă Hunedoara, sperăm să câștige Hunedoara, văd că sunt enorm de mulți fani ai Corvinului și ai Jiului. Campionatul Olandei este sub cel al Bulgariei, pe vremea când comentam noi nu. Noi n-am comentat decât campionatul bulgar. Ăla olandez n-am avut acces. Sigur, nu ne-au lăsat mult, dar a fost interesant totuși cât ne-au lăsat. Convenisem la un moment dat cu domnul Stănescu că dacă tot suntem într-un derizoriu fundamental, să nici nu dăm scorul corect. Nu țineți minte că nici scorul nu spuneam pe bune. Absolut. 81 cu 85, nu știu ce e asta, sperăm ca West Ham să-i scoată pe Leverkusen. În orice caz, escrocul de Xabi Alonso a băgat echipa de bază. A băgat titularii la Leverkusen cu Düsseldorf și nu i-a scos decât prin minutul 65 pe Al de Wirt. Ce rușine. Aduceți mereu aminte de anii de liceu, 81-85, păi sigur, și noi ne aducem aminte tot de anii ăia. Evident, nu o să-i lase pe Corvinu să câștige cupa. Nu, păi cum să-i lase? Da, măcar să știm așa pe unde mai ajunge din când în când Corvinu să ne mai transmiteți. Dar Razgrad nu cred că se poate nopta. În primul rând, acolo e noapte tot timpul. Nu au electricitate, e cam ca la Harkov, după un atac al rușilor cu drone. Razgrad nu există. Campionatul bulgar, da, se bucurau milițienii, dar în primul rând lătra câinele ăla, bă, Dumnezeule. Așa a lătrat un meci, de exemplu, cu tot cu prelungiri, cu tot cu pauză, 120 de minute. V-am povestit marea dramă. Noi l-am avut în căști și pe durata pauzei. Asta a fost. Sigur că îți puteai da jos căștile, da? Când te-ai obișnuit cu rău atâta timp, mai stăteai să-ți fie bine. Deci l-am auzit pe ăla în cască, lătrând la foc automat toată repriza și ziceam domnului Stănescu, hai bă că vine pauza și ne regalăm. Gata cu câinele. Poate îl împușcă ăștia, cum am fi făcut pancioia. Îl împușca în pauză pe câine. E bine, nu. În pauză l-am avut în căști. Nu se mai auzea nimic. Era așa o melodie de aia pusă la un tranzistor undeva, s-a auzit prin stadion și el a lătrat în continuare. Așa a lătrat toată pauza. Era, la un moment dat, cred că ne trecuse prin cap și ideea asta că, dumne,
Nici lătratul câinelui nu-i natural. Trebuie să fi rămas de la un megafon de pe vremea lui Todor Zhivkov. E și asta posibil. Păi nu se poate, bă, ca un câine să latre așa tot meciul. Ce? Văzând niște un jucător care stătea în chiloți și dădeau cu piciorul minge. Așa a făcut 90 de minute, bă. De nu se poate, bă, tată. Și noi trebuia să ne concentrăm, să comentăm unde-i mingea. Enorme, în orice caz. Nu tăcea nicio secundă. Toți cei care își mai amintesc și chiar au fost acolo în momentele alea, adică în fața televizorului, era ceva ieșit din comun, bă. Da, cum să vă spun, noroc că am fost noi acolo, că dacă era un Hobana, de exemplu, un Vilara, da, un Samuilă, crezi, bă, Samuilă? Ăia nici nu-și dădeau seama că latră câine, adică erau așa de concentrați în hârtii, în platitudini, încă nici nu-l pomeneau pe ăla, bă. Deci n-ar fi zis nimeni, e? Da? Norocul nostru că eram noi acolo. Și, bineînțeles, principalul nostru obiectiv era lătratul acelui câine, nu meciul în sine. Dar gândiți-vă la niște comentatori de ăștia, bă, absolut raționali, da? Cu picioarele pe pământ, oameni de o, încă o dată, de o vulgară platitudine. De ăștia care îți dau telefon seara și zic, bună, ce faci? Ăștia, bă, deci ce ziceau ăștia? Comentau, spuneau bazaconile alea, Ivanov, Volkov, pasă la Prunev, bună pasa către Prunev. Deci așa tot meciul, da, și ăla în spatele lor, se poate, bă, comenta. Da. Și era ceva colosal, absolut colosal. Încă o dată și asta pentru că ajunsese la microfon cine trebuia. Meritul al nostru, practic, și sigur al câinelui. Al câinelui, să trăiți. Transmiteți domnului Rudi că îl plânge telespectatorul 11 metrist. Prea ruginit. Bun. Câinii de la Plovdiv, da, nu știu dacă era la Plovdiv, mai știu exact, localitatea nu mai știu că... Dar poate să fi fost. Nu ne dădeau localități, adică nu ne dădeau meciuri importante cu echipele de top și nu ne dădeau meciuri de la malul mării. Deci comentam numai meciuri din Bulgaria profundă cu echipe insipide. Asta era deal-ul. Excepțional, bă. Deci, practic, câinii ținuți în lanțuri eram noi, bă. 90 de minute, numai așa. Da, să comentez meciuri. Asta e o întrebare fundamentală a fotbalului românesc. Aproape la fel de importantă ca aia cu Neaimi. Bogdan Stelea sau Florin Prunea. N-am fost amic cu niciunia dintre ei, deci pot să spun foarte clar. Cred că totuși Stelica, aș zice, dar știți de ce? Pentru că a luat golul ăla din penalt în San Marino. De asta. Un minut de Ilie Dobre, uai, mamă, bănesc că va comenta toate meciurile. Uai, ce-ar fi făcut Dobre dacă ar fi trebuit să comenteze în Bulgaria? Că alea erau meciuri pentru el. O partidă între formațiile Sla, Verdeț, Vardad și Beroe Stara Zagora din campionatul Bulgariei, prezență numeroasă în tribune și ăla în spatele lui. Tot meciul. Păi ce făcea Ilie Dobre? Că în momentul în care striga gol, înnebunea câinele. Păi ar fi crezut câinele săracu în momentul că urla unul ca el la lună. Vă dați seama ce ieșea, bă? Câinele ar fi fost pur și simplu mediul lui dominat de Ilie Dobre. La răgetul ăla colosal. Aia să fi întâmplat, să fi suprapus lătratul câinelui peste ăsta al lui Dobre. Mamă, mamă, dacă Buțiu făcea politică în ce partid? Da, cu siguranță că la un moment dat ar fi ajuns și în PSD, dar nu numai. Să știți că acolo în zonă erau partidele astea mici, așa numitele partide naționaliste, unde intra mai degrabă. După aia ar fi ajuns la PSD un pic mai târziu. Da, asta este, fraților.
sunteți un adevărat cerber. Nu, încercam să-mi amintesc despre perioada în care, într-adevăr, era util un Ilie Dobre în peisaj. Să-l angajeze pro și să comenteze tot la radio. În stil radiofonic, pentru spectatorii OTV, să fie tot el, de fapt. Cum ar fi fost, bă? Dar nu a apăruse pe nicăieri. Asta cu lătratul, nu. Acoată nici n-a băgat de seamă nimeni, practic, în afara noastră ce s-a întâmplat. Alexandra Brad e pe aici. S-a părut la un moment dat că o pomenea cineva. Dar nu cred totuși că era ea. Ultima vreme doar se exprimă lumea cumva în numele domnișoarei Brad. Ea nu există. Și cu domnișoara asta tot mergem așa ani de zile și până la urmă auzim că a născut și dânsa. Cum am auzit și despre Anita. Băcat. Mâine în GSP Radu Banciu a lătrat câteva minute. Nu, ăsta nu e titlul corect. A lătrat 25 de minute. Da? Ca să cumva să-ți atragă atenția. Câteva minute nu e. S-au alătrat o emisiune întreagă. Că să fie cât mai bombastic totuși. Sunt prezente cele două domnișoare, Brad și Blagoev. A, interesant. Domnișoara Blagoev, chiar dacă e din Republica Moldova, cu un nume de ăsta ar trebui să ne ajute cu imaginile din Bulgaria, pentru că ăsta e un nume bulgăresc totuși. Blagoev ăsta. Noi chiar pomeneam mai devreme. Pirin cu beroie Stara Zagora, adică Pirin Blagoevgrad, da, meciuri de-astea ne dădea. Pirin Blagoevgrad cu beroie Stara Zagora. Cum să comentez, bă, așa ceva? Fabulos, absolut. Meciurile erau produse de pro. Asta era problema. Bulgarii ajunseseră atât de jos încât nici campionatul nu și-l mai puteau transmite. Ce epocă a fost, bă, fantastic. Ilie Dobre comentează live meciul Mioveni, Gloria Buzău. Cum comentează? Bă, live, evident, dar unde îl comentează, bă, fraților, că ăsta care se transmite acum la noi? Incredibil. Dacă am avea un aparat de radio acum la dispoziție, ar fi genial. Să-l auzim câteva secunde și după aia să limităm o viață. Prostiile alea pe care le-ar debita așa adunate pe hârtie. Deci el este. Era Mioveni. La Mioveni a fost întotdeauna un loc unde se ducea și cred că venea cu desaga plină. Era un loc ideal pentru el. Da, exact. Ar fi epocal să-l auzim, într-adevăr. E imposibil ca Ianis Hagi să fie golghetă. Sper să nici nu-l bage deloc. Ca după aia să avem oameni. Unde a jucat? Păi de ce nu-l bagi? Hai pe Hagi... Și nu joacă Hagi. Asta ar fi zis Gică. E Hagi în lot. Și pe nu-l bagi pe Hagi. Asta ar fi zis clar. Alea ne scria Vlad Măcicășan, că logica e al Gicanului. Doamna Anastasia era ieri, de undeva din zona Prundul Bârgăului. Și ați văzut că ne-a atras atenția că e din Brașov. Asta nu-i face neapărat cinste, că dacă era bistrițeancă, era încă și mai bine. Consul a mutat să văd dacă Iliuță și-a prins golul, Dumnezeule. A prins golul direct. Păi așa doar să ne transmiteți cam cât a durat. Cât ați lipsit aici, cât durează. Cât cotele apelor Dunării, probabil. Sau măcar cât o pauză publicitară. Alexandra Brad și Jessica Blagoev să vină aici în direct. De unde? Jessica Blagoev nu are 18 ani, nu se poate deplasa din Republica Moldova. Domnul Alexandru, mortul zilei emerichiene, că s-a relocat știrea, să știți. Era din Paraguay, mienei de acolo, nu de aici. Nu-i de la noi, ci că... Așa. Și doamna Brad nu se deplasează, ați văzut, în niciun fel, rămâne acolo la Tejghea. Nu-i pentru noi. Pe când o întâlnire live cu fanii, asta trebuie făcut, o întâlnire live cu fanii serioasă, adică triați și fanii, să nu ne trezim finalmente că vine oricine. Sigur. Luăm imediat, da, imediat luăm publicitate și revenim în direct. Domnule consul, cum latră câini în Cebu, Filipine? O să vă transmit domnul Andrei.
Că am văzut-o astăzi pe una dintre colegile noastre, doamna sau domnișoara Ciurlea de la 16 plus, citea titlurile de glorie ale Coanei Leana. Dăduse Digi de un document ăsta care atesta că Elena Ceaușescu a fost ucenic pe la Perdele înainte să ajungă academician, doctor, inginer și chimist de renume mondial. Dar nu asta era ideea. Domnișoara Ciurlea, altfel o jurnalistă de asta cu o prezență deosebită în arealul românesc, spunea cam așa. A fost doctor honoris causa la Buenos Aires, Filipine, Doha, Qatar și tot citea pe acolo. Ideea este că habar n-avea. Deci orașe și țări pentru ea era același lucru. Asta mi-a plăcut. Vreau să vă spun că e suficient uneori să iei o picătură de sânge ca să analizezi exact situația unui cetățean din punct de vedere medical. Fix așa era și acolo. Deci ea citea de pe o hârtie un amalgam de orașe și țări fără să înțeleagă nimic. Era exact, este perfectă pentru președinția României. Dacă ar putea să-i ducă tren al lui Klaus Iohannis, ar fi nimerită. Deci genial. Cum adică Buenos Aires și Filipine? Asta spun, una e capitala Argentinei și cealaltă e o țară. Cum ar fi putut să fie doctor honoris causa în Buenos Aires și... Sigur, în Filipine, dar unde în Filipine? Da? Atât doar vreau să vă spun. O mostră așa când te bagi acolo unde nu-ți fierbe oala. Înșoară, duceți-vă în Grecia și stați liniștită pe pietrele alea acolo, că... Să-i spui la Stănescu, Ciurlea este, da. Vai, mamă, ce făcea domnul Stănescu. Da, încă o dată, nu ne-a fost suficient. Înțeleg, deci, că domnișoara Brad ar fi pe la terme și că mi se transmite, iată, la 20 de ani distanță, că ar fi reală. Păi știți cum sunteți, domnișoara Brad, că enigmele alea de pe marile canale de documentare pe Mapamond. Aflăm după 20 de ani că, de fapt, existați. Aflăm după 20 de ani că, de fapt, erau vrăjeli ale fostului nostru administrator cu camionagii și cu... În ce limbă latră câinele a fiind aia pe dracu, n-aveam minoiu niciun pic de umor. Acolo n-aveai cum să ai umor, că dacă aveai un pic de umor, un pic de spirit, un pic de prezență, n-ajungeai, bă, la radio. Asta era clar. Imaginați-vă să fi ajuns unul, să temea oia din jur, dacă face mișto de tovarășul, dacă vorbește urât de tovarășa, dacă poate să spună vreodată ceva, acolo trebuiau să fie numai prostănaci. Și de asta era și interesant fotbal minut cu minut, că nu putea să tune și să adune mai mulți dobitoci odată, cum era acolo. Deci era ceva, ăsta a fost singurul lui farmec al acei transmisiuni. Da? Prostia ălora, unul nu știa pic de fotbal, da? N-aveau habar de nimic. Învârteau, rostogoleau niște clișee, asta era tot. Cum credeți că ajungeai pe vremea respectivă să comentezi la radio? Era ceva de neconceput, de seama de câte ori trebuia să te purice securitatea ca să te lase să ajungi la un microfon. Evident că nu te ducea capul niciun fel. Dacă tovarășa Elena Ceaușescu, vorba colegei noastre de la 16 plus, domnișoara Ciurlea, era ucenic la Perdele, undeva în județul Dâmbovița, Neanicu fiind calfă de cizmar. Bun, deci aia a fost meseria, că noi știam că a fost femeie de serviciu. Și după aia că la un moment dat a fost măturătoare în gară, la Titu, așa spunea legenda despre ea. Acum s-a aflat că a lucrat și la Perdele, la o cooperativă de asta, la o fabrică ceva, dar nu era, bineînțeles, muncitoare, pentru că avea trei clase Elena Ceaușescu, nu era muncitor după trei clase în epoca aia. Era ucenic, adică strângea de pe jos resturile de Perdele și le arunca la gunoi. Aia însemna, aia a ajuns să conducă România. Și noi acum îl vrem pe Nicolae Ciucă, președinte. Nu mare diferență, să știți. Aveți în vedere o excursie în Corea de Nord, a fost Chiotaru. O, să știți că mi-a scris Adina astăzi. Adina Chiotea. Doamnă, dacă vă transmite cineva, să nu vă uitați, dacă vă transmite cineva, prea plecați. N-am apucat să-i răspund că eram plin de trebi. Mi-a scris Adina. Aflăm după 20 de ani, domnișoara Brad a avut odată 25 de ani, da, bă, și schimba avatarurile, cum schimbam noi box paleții și
chiftelele la cantinele maiorului Voicu. Extraordinar. OnlyFans, nu știu ce, astea sunt chestiuni pe care noi nu le stăpânim, pe când o călătorie cu trenul Astrei Transcarpatic, apropo de întâlnirea 11 metriștilor, a avut dreptate, domnul Andrei, să nu ne trăzim cu... Așa că aș zice mai degrabă nu. Să nu cumva să ne întâmpine la întâlnire la moara lui Bucur, chiar dânsul. De asta totuși ar trebui să comunicăm undeva în afara chatului, să rămână, da, în afara chatului să comunicăm întâlnirea, nu pe chat. Chiar dacă domnișorii Brad îi transmite cineva, transmite doamna Blagoev, de exemplu, tot pe căi de astea only, nu știu cum. Aici nu putem să facem astfel de comunicate, pentru că asta e, ne trezim și noi ca la nunta lui Turcescu, că mâncăm spaghetti cu nimic. N-avem șanse în aceste condiții, nimic. Ce mai avem diseară, fraților, că s-a terminat cu semifinalele tur ale Cupei Italiei, s-au jucat și semifinalele Cupei Portugaliei, mai este returul Porto-Ghimăraeș. O avea o finală Sporting-Porto, Benfica a fost eliminată de Sporting. Ce mai avem? Astăzi e o zi de joi, sunt două meciuri. Un meci în Spania, e Granada cu Valencia. Și că Bacău-Piatra Neamț are o singură linie de tren comună pentru dus-întors. Corect. Băi, adică o linie pe un singur fir, bă, da, așa e Târgu Mureș-Războieni, cum credeți că e? E o singură linie. Târgu Mureș-Deda, cum credeți că e? E o singură linie, tată. Evident. Asta era. N-am mai apucat. N-am mai apucat Neanicu și ăștia 35 de ani n-au mai făcut nimic. Asta e. Domnule consul, noi ne vedem în câțiva ani, joia, la joia realizatorilor, în câțiva ani, nu o să vă mai am. Peste câțiva ani, Rudi, Oale și Ulcele, nu? Să ne grăbim din punctul ăsta de vedere. Nu pot să cred asta cu Ilie Dobre, că ar mai fi viu, că ar comenta. Mie nici nu vine să cred. Este ceva uluitor. Dar să știți că chiar dacă n-aș face efortul ăsta să-l caut, să-l ascult niciodată, dacă l-aș auzi din întâmplare, nu m-ar deranja. Cum l-am auzit atunci când își învârtea foile la nu știu ce meci de ăsta de divizia B acum. Și tot așa. Le cânta în strună gazdelor. La vințul de jos nu este semnal. Operatorii spun că da. Hai să vedem ce zice M. Cota. Să nous embouche un coin qu'il soit bien réel et plus solide que l'ennui. On n'y mettra jamais la main. On peut pas le dire. On peut mettre la main, Monsieur Cota. On peut mettre la main. Si elle est pleine de preuves, par exemple, je pense que oui. Ia să vedem mai departe. Vă așteptam la Băi în Bazna. Nu cred că a mai rămas nimic. N-a mai rămas nimic nici din băile de la Bazna. Pe vremuri, da. Lui Neanicu, Sibianu, acolo mergea. Avea Ocna Sibiului, avea Bazna. Au deja destule astea două. Ilie Dobre la Montpellier cu Lorient. Păi da, e nici numele echipelor. Nu ți-ai dat seama de niciun jucător, hă? Toți ar fi stâlciți, Dumnezeule, ar fi genial, absolut. Ce părere aveți de Olivia Cocoș? Nu o cunosc. E asistenta lui Horică. Eu știu pe Anita. E moda Anitelor, probabil. Horică tot așa a salivat. S-a uitat la Anita ani de zile și acum și-a adus-o pe Olivia Cocoș. Nu o cunosc. O călătorie în Grenlanda sau la Pompei? Aici să știți că mai degrabă se spune la Pompei, nu în Pompei. Și Ancuța Ardimerio. E la Pompei, totuși. Trebuie cum să-l lătrat acum pe... Așa a făcut tot meciul. Un minut de Dumitru Gor. Ești o stingherală, acest patruped. Stimați telespectatori care mi s-a transmis, eu nu urmăresc. Îl latră în continuare acest câine, iertați, nefericit, o situație improbabilă, în fața microfonului televiziunii publice,
Ăsta va fi fost teribil, da? Dumitru Grau uluit că îl sabotează ăla. Poate dacă s-ar da un pic sonorul mai încet, stimați telespectatori, să nu fim obligați să ascultăm această, acest lătrat, iertați-mi expresia vulgară, enorm ar fi fost. Doamna Dina, n-am înțeles întrebarea, ne spuneți mâine, vrea să ne apucăm de Eugeniu, cu ce să începe, nu spuneți că nu l-ați citit pe Ionescu până acum, doamnă. Păi, dacă nu l-ați citit până acum, doamna Dina, sfatul meu ar fi să nu-l mai începeți niciodată. Cum ar fi zis Eugen Ionescu, dacă v-ar fi cunoscut, ne începeți-mă, doamnă, de unde vreți. Nu cred că mai e cazul să vă apucați la vârsta noastră, doamnă, aveți copil mic. Mai bine citiți Punguța cu doi bani. Lăsați-mi pe Eugen Ionescu. Monterey a răpus Miami, da. Ăia sunt Monterey, sunt oamenii lui Giniac. Giniac. Am zis că Paieț s-a accidentat la antrenament. Ia avut o lună, chiar înainte de începutul, brazileirul ăla. S-a terminat emisiunea. Chiar în momentul când vreau să intru și eu puțin în transmisiunea directă, s-a făcut semn că trebuie să intru în locul lui Constantin Rudnitski. Știu, pe Rudi din armată. Fraților, ne revedem de seară la consulat. Toate bune!